dragii mei, odată cu trecerea anilor, din păcate, începem să resimțim dureri articulare, scăderea forței musculare, reducerea echilibrului și a multor alte abilități. La vârsta a treia mai apar și alte neplăceri, uite cum ar fi incontinența urinară, dar depinde de noi dacă vom deveni seniori dependenți sau independenți. Și pentru că uneori e greu să ajungi în cabinetul specialiștilor, există și soluții mai facile. Vorbim cu Alexandru Ilie, cofondatorul primei platforme de fizioterapie asistată online din România, Restartix și master în fizioterapie, și cu Mihaela Tatu, the one and only. Au venit astăzi între prieteni. Bine ați venit, dragilor! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Ce mă bucur că treci de la o Mihaela la altă Mihaela, exact. Deci te simți confortabil. Mulțumim pentru invitație! Întotdeauna! Foarte mult. Vreau să povestim mai multe despre acest program minunat. Uite, creierul aici, tu ce să mai ești, ambasadoare. Exact, ești, este ambasadoarea acestui program și nu doar un ambasador. Eu zic mai degrabă, Mihaela este acel rol al unui lider. E o femeie care te inspiră să o urmezi până la final, căci asta am și povestit cu ea. Nu vrem să le povestim lor să facă lucruri pe care ea nu le face. Într-adevăr, este o femeie puternică, Mihaela, și mă bucur tare mult că te-ai alăturat alături de Alexandru Ilie, pentru că, uite așa, puteți să schimbați mentalități prin intermediul acestui proiect. Cred, nu? Că de data aceasta eu îți fac cunoștință cu Alex, pentru că la cealaltă întâlnire pe care am avut-o, da, la cea din urmă întâlnire pe care am avut-o, îți vorbeam despre acest proiect și despre Alex. Iată, el este creierul acestui program care m-a fascinat și m-a făcut să spun da atunci când mi-a propus să fac parte din el. Pe de altă parte, spuneai mai înainte că la vârsta a treia avem probleme cu incontinența cu urinară. Cu tot felul, da. Nu? Nu. Nu începe mai avem. De la vârsta a doua. De la a doua. Această problemă începe de pe la 30, 32, 35 de ani, ridicăm greutăți, mai naștem și un copil, noi credem că cezariana este soluția ideală. Ideal, da. Ei bine, nu. Problemele în acea zonă apar din cu totul și cu totul alte motive. Așa că o să-l las pe Alex să deschidă întâi toată povestea și după aceea o să-ți povestesc ce am făcut, ce gândesc și ce urmează să fac în acest sens. De-abia aștept. Alexandru, ai legătura. Da. Ceea ce noi ne-am dorit foarte mult după practica clinică a fost să reușim să spargem un cerc vicios. Acest cerc care este dominat în mare parte de o reducere a mobilității în principal. Oamenii care se apropie de 60-65 de ani se plâng că nu mai sunt articulații la fel de unse, spun ei, cum era acum 20 de ani. Și bineînțeles apare apoi următorul pas, care înseamnă reducerea forței musculare, reducerea capacității de efort, deci nu mai pot să mă deplasez pe aceeași distanță, să mă duc la 5-6 km devine un task la care nu vreau să mă mai înham și atunci apare impactul în zona psihoemoțională, pentru că scade realmente încrederea în sine. Pacienții pe care eu îi aveam și cu care mă întâlneam, asta îmi spuneau, nu mai am încredere în picioarele mele, nu mai am încredere, nu mă mai țin, știi, așa nu mă mai țin picioarele, da. Exact. Și atunci apar niște probleme sociale, de ordin atât fizic cât și, cum înțelegem, emoționale, care îi fac pe seniori, cu cât înaintează mai mult în viață, să fie dependent de spațiul locativ, deci viața lor se desfășoară într-un apartament, într-o garsonieră, maxim într-o curte, dacă sunt fericiți, și nu în ultimul rând ajung într-un stadiu de sedentarism acut. Practic, ei reușesc să spună, mișcarea mea este de fapt când mă duc până la toaletă și mă întorc și poate o dată pe săptămână cobor treptele dacă stau la bloc și stau la etajul 2 și mă duc să îmi fac niște cumpărături. Dar asta depinde. Depinde de vreme, dacă e sezon rece, poate îmi rot copiii să mă ajute, tocmai ca să nu ajung să fiu, să trebuiască să am vreo accidentare, să alunec, să cad, să mai știu eu ce se pentru poate întâmpla. Pentru că noi nici nu avem această mentalitate. Uită-te la alte popoare, ca să zic așa, uită-te la americani, de exemplu, cum ies și la nordici, și la popoarele germanice în general, este. Pentru că eu îi văd pe da. Bătrânei și am să spun bătrânei, pentru că așa bătrânei spun cu ei. Dragoste, exact, spune. Da. Din categorie din care mă apropii și eu, cât de cât, îi văd cum reacționează. Și mai e ceva. Atunci, după ce am făcut acest program, am acceptat și am participat la desăvârșirea acestui program, am apucat să vorbesc în stânga și în dreapta mea. Uite ce am făcut. Haideți să împreună. Lasă-mă, mă, Miha, în pace. Nu-i de ajuns. Trăim vremurile pe care le trăim. Totul e închis. De asta totul e mie, negru. De... Exact. Este, n-am eu da? Timp și bani de așa ceva. De astea mi-ar de mie. Copiii sunt la distanță. Eu nu pot să ies afară din casă. Nu mă pot ridica de pe toaletă. Lasă-mă în pace. Nu înțeleg că toată este un lanț al slăbiciunilor. Cu cât nu faci mișcare,
cu atât te întristezi mai mult. Cu cât te miști, stimulezi secreția, creierul începe să secrete hormonii aceia de bună dispoziție. Da. Oxitocină, dopamină, endorfine și așa mai departe. Serotonină. Cu cât faci mai multă mișcare, cu atât intri într-o zonă de bună dispoziție și intri într-un fel de sevraj dacă nu faci. Important este corpul, să te exact, ca la orice bunătate. Important este să te apuci. Așa cum începi să probezi o nouă rețetă culinară, pentru că tot ești acasă, așa cum încep să ies să frunzăresc o carte sau să mă uit la film, pentru că mi-a spus mie cineva că filmul este bun, așa merită să încercăm aceste 20 de minute de exerciții zilnice, care se pot face acasă, lângă un scaun, cu o coadă de mătură, cu bună dispoziție, dacă te simți singur, pentru că sunt foarte multe dintre doamne, nu mă duc la film că mă duc singură, nu mă apuc de exerciții că sunt singură, adu-ți prietenele acasă, că între prietene merge. Sau există acum tot felul de, ne-am tehnologizat și noi și există Zoom și există Skype și există tot felul de platforme din astea de socializare. Și facem împreună exerciții care sunt foarte ușoare. Nu necesită un echipament extraordinar și inhalatul de casă și în capotul cu care gătești poți să faci. Ai întrerupt toată activitatea, te așezi pe scaun, te așezi în picioare și te apuci și le faci. Și nu ai nevoie de bani, trebuie doar o brumă de voință și știi de fapt, Dana, ce trebuie. Dana. Da. Înainte de emisiune ți-am spus și Oana, ți-am zis și Irina. De fapt, știi foarte bine. Așa. E nevoie să începi să te iubești, să te respecti, să te gândești că ai nevoie să lucrești la această navă care te duce prin această viață și să nu fii o povară nu pentru cei din jur. Că la un moment dat zici, nu mă interesează, n-au decât să aibă grijă de mine, că de-aia am făcut, pe principiu te-am făcut, eu te omor, ești calea mea de apă la bătrânețe. Este vorba despre a nu fi o povară pentru tine însăți. 20 de minute pe zi, asta face Alex cu exercițiile lui, pe care le practic. Și dacă sunt cum sunt și sunt azi în Timișoara, mâine în toată țara și sunt foarte motrice și pline de bună dispoziție și m-au întrebat fetele de la make-up, mă, Mihela, dar tu tot timpul zâmbești așa? Am o stare de tihnă interioară pe care mi-o construiesc de dimineață. Simplu. Deci cum? Și datorită lui exercițiilor pe care le-a conceput. Dar cum îi convingem pe seniori să facă aceste 20 de minute de mișcare pe zi? Că aici trebuie lucrat. Că odată început ai văzut, ia valul și gata. Apare starea de sevraj de care vorbea Mihaela, nu dependența aceasta de bine. Cred că, pe de-o parte, reușim să inspirăm cu ajutorul educației. Le aducem în prim plan anumite probleme care, pe de-o parte, le cunosc, pe de-altă parte, le anticipăm din practica clinică și, înțelegându-le, înțeleg că, de fapt, le pot preveni. Cum este, de exemplu, riscul de accidentare prin cădere. În România, investiția în această zonă este aproape de zero. În Statele Unite ale Americii este o sumă uriașă de bani care se cheltuie în fiecare an, tocmai care are ca scop să reducă cheltuielile ulterioare care sunt aferente de internare, de spitalizare, da? Apoi medicamentație și, bineînțeles, impactul social pe care îl are un senior care nu se mai poate deplasa pentru că face o fractură de col femoral. Da. În schimb, toți cei care ne urmăresc acum înțeleg cu foarte mare ușurință și noi facem tot felul de evenimente. Avem webinarii săptămânare, facem, ne numim pastile de educație, în care la fel 15 minute povestim. Cum, de exemplu, sistemul o să facem o tabără. Dar asta nu trebuia să vă spun. Da, o să facem o tabără prin aprilie, cam așa. Nu mi-a dat verde să spun. Dar dacă nu mi-a zis nimic, eu... Nu trebuia să spun? Dăm din casă acum sau mai așteptăm? Nu facem teaser. Nu. Nu vorbim despre asta. Nu vorbim despre tabăra. Au fost din foarte aprilie. Multe persoane care ne-au scris acest lucru. Au spus, mai, Mihaela a povestit la un moment dat că ar fi bine poate chiar să ne întâlnim undeva. Și pentru că oamenii au cumpărat acel program și au început să asculte Madalina, au început să ne trimită e-mail-uri. Când acel moment al întâlnirii? Astăzi am mâncat la prânz împreună și exact asta i-am spus. Mihaela, ne-ai spus de atât de multe ori oamenilor că s-ar putea să facem, când ne-au spus când se vom face. Așadar, o să vrem să și organizăm poate un retreat, cred că o să numim. O să mai cumva. Veniți, mai vorbim o despre asta. O să povestim. Dar uite, apropo de ce spuneai tu de riscul de cădere și de faptul că bătrâneii nu se mai simt siguri pe picioarele lor, da? Faci ceva ca să preîntâmpin acest lucru prin exercițiile? În primul rând, aș vrea să schimbăm această abordare de bătrânei. Că pentru mine bătrânei înseamnă o vârstă extrem de înaintată. 80 de ani, 90 de ani, 95 deci de ani. Acolo, eu mă refer de oameni de peste 55 de ani care trebuie să înțeleagă că avem un aparat proprioceptiv, avem niște senzori în articulațiile noastre care transmit pe căile noastre ascendente creierului informații unde se află
corpul tău în spațiu și cum să-și controleze tensiunile musculare ca să nu cazi. Cu alte cuvinte, dacă te pun să stai acum în două picioare, poți să stai poate cu ușurință, dacă închidem analizatorul vizual, deci te pun să închizi ochii, s-ar putea să începi să ai perturbări de echilibru. Deci asta înseamnă că sistemul tău proprioceptiv, acești senzori pe care îi ai de echilibru, încep deja să aibă primele erori. E bine, sunt exerciții specifice, eu chiar le trimisesem colegilor, avem noi o minge pe care Mihaela o iubește foarte mult, e un simplu exercițiu, sunt zeci de astfel de exerciții cu piciorul efectiv treci pe o suprafață de sprijin ușor zimțată, este o mingiuță. Sau poți să mergi descurs pe nisip, sau poți să alternezi recele cu cald. Sunt multe exerciții pe care noi le-am introdus în acest program, care are ca obiectiv să antreneze propriocepția și astfel să reducă riscul de accidentare prin cădere. Și astfel să nu mai existe acea expresie care mă seacă pe mine, bătrânețe, haine grele. Bineînțeles că nu este ușor la început când n-ai făcut nimic și stai numai cu popoul pe scaun. Uite, să te apuci. Exact, asta este slăbiciunea mea, mingiuca mea de suflet. Da? Bineînțeles că nu e ușor, dar merită să te apuci. Nu există bătrânețe, haine grele. Există o percepție a acestei vârste fabuloase de înțelepciune și de bucurie pe care din cauza unor afecțiuni de multe ori minore ale aparatului locomotor o percepem ca o situație foarte dificilă. Nu e bătrânețe, haine grele. Este bătrânețe, zonă de confort. Nu, să ieșim din zona de confort, de un pic jucăuși, că merită să fim așa. Uite ce bine sună. Serios, nu? Să ne aducem aminte de spiritul ludic, de bucuria fiecărei dimineți, de momentul în care, mă doar un pic, că ai timp liber, serios acum, ai atâta timp liber, da? După ce treci de o anumită vârstă, nu? Cu trei nepoți de îngrijit și de dus la cursurile de pian, nu știu, majoritatea bunicilor fac asta. Bașca, mai sunt și bunici care au și mașină și își duc nepoți în toate colțurile orașului, țării, la tot felul de cursuri. Acolo 2-3 zile măcar găsești pentru suflet. Fiecare dimineață, nu 2-3 zile, în fiecare dimineață 20 de minute. Atât îți ia, cu ochii pe ceas, pe aici, serios. Da. Mihaela știe că are program 20 de minute în fiecare zi. Da, Dana, pentru că asta vine din, pe de-o parte din beneficiile pe care le resimți. Când tu vezi că, pe de-o parte, e posibil să iei niște medicamente care au diverse obiective. Dacă vorbim de afectarea aparatului cardiac, e foarte bine cunoscut faptul că exercițiul fizic în sine reduce și preîntâmpină riscul de diverse disfuncții ale inimii. Vorbim de circulația periferică, la fel, sistemul de varice, picioare umflate, povesteam somnul cu Mihaela. Somnul bun, exact, picioarele adică umflate. Sunt da. Foarte spectrul de beneficii pe care îl primești în momentul în care începi să-ți dezvolți un obicei și nu un tratament. Tratamentul este 10 ședințe, 20 ședințe, mă duc la o cură, mă duc undeva. Nu, ci un stil de viață în care am înțeles că mișcarea programată face parte dintr-o viață sănătoasă. Iar noi suntem alături de ei. În fiecare curs suntem alături de ei. Eu fac exercițiile mână în mână cu Alex. Și trebuie să mai îmi spui, apropo de seniori dependenți și seniori independenți, care este diferența? De ce să nu devenim seniori dependenți? Eu aș vrea să las deoparte treaba cu seniori independenți și independenți, pentru că știu că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să ne întoarcem totuși la incontinența urinară. Este ceva foarte grav, prezent. Culmea este că ne e rușine să vorbim despre asta, care apare, repede, pe la 30-35 de ani. Spuneți despre ce este vorba. Înainte de a ajunge la doctor, începeți să faceți exerciții pe care Alex le are un program pentru, tocmai pentru zona pelviană, pentru a opri această hibă pe care o au femeile și cu care, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât este mai gravă. Adică cunosc femei care la 45-50 de ani au probleme, necesită intervenții chirurgicale. De ce? Pentru că le-a fost teamă să spună la început și să se apuce să facă preventiv aceste exerciții care nu-s grele. Hai, spune-ne, Alexandru. Da. Spune-le ce facem noi. Și, uite, văd acum în spate, că au și pus câteva astfel de imagini. Incontinența urinară e o problemă care are o caracteristică ulterior și o simptomatologie în viața noastră socială. Pentru că până la final tot aici ajungi. Dacă ai o problemă de incontinență urinară, nu mai ai încredere să mai te duci la un spectacol, nu mai vrei să te întâlnești cu oamenii. Deci, iată încă un motiv pentru strănuți, care oamenii... Strănuți, râzi cu poftă, tușești, te trezești umed în pantaloni. Exact. Știu despre ce este vorba, pentru că până să-l cunosc pe Alex, eu am făcut această operație. De asta îmi doresc din tot sufletul ca femeile să știe. Iar neurologic și fizic. Partea fizică se poate rezolva. Alex, bineînțeles. Da, și nu neapărat Alex. Ideea de bază este că ceea ce am căutat să punem în acest program sunt lucruri care, practic, înțeleg necesitatea fiziologică a planșeului pelvin, a zonei de control sfincteriene, atât a sfincterului anal cât și a sfincterului urinal, care
poți să-i stimulezi, poți să ai un impact direct prin niște exerciții, cum le-a spus și Mihaela, extrem de simple. Nu-ți imagina că trebuie să faci lucruri extrem de complicate. Cât timp faci asta, de exemplu? Poți să stau de vorbă cu tine și faci exerciții. Deci două, trei exerciții. Scuză-mă, că am uitat de microfon. Stau de vorbă cu tine și fac exercițiile. Da. Trebuie doar să fii prezent și conștient și să te apuci. Gândește-te atât. Că noi în cadrul unui asemenea program avem o sesiune care nu durează mai mult de 30 de minute, care are un grad de progresivitate extrem de blând, tocmai pentru că ne adresăm unei categorii sociale care în niciun caz nu ne-am gândit vreodată să le creștem tensiunea arterială, da, ritmul cardiac. Deci am avut atenție asupra acestui aspect și atunci ne-am dorit să îmbunătățim mobilitatea, controlul anumitor sarcini cotidiene simple, așezatul pe scaun în condiții de siguranță, ridicatul de pe vasul de toaletă, care de multe ori poate fi o provocare, coborâtul, urcatul treptelor, controlul acesta în dinamică, da? Deci păstrarea echilibrului și nu în ultimul rând incontinența urinară. Sunt probleme la care răspundem prin acest program, pe care oamenii îl pot face de acasă, din confortul casei lor, oricând vor ei. Le-am oferit accesul atât în formă digitală, deci pot intra pe o platformă, platforma pe care am dezvoltat-o, au un cont și poate să facă oricând cu telefonul mobil, sunt în vacanță, sunt la munte, la mare, cu bunii, oriunde sunt, sau le-am oferit inclusiv în formă fizică, pe ajutorul unui stick și DVD la alegere, oamenii pot alege concret cum să acceseze aceste programe, iar până acum cred că sunt undeva la 600 de oameni care deja au început să lucreze. Mai bine de 600 în primul rând și ai uitat să spui esențialul. La finalul fiecărei întâlniri, din fiecare zi, noi stăm de vorbă vreo 10 minute, 10-15 în funcție de doza complexitatea, doza de inspirație, complexitatea întrebării pe care mi-a pus-o Alex în episodul respectiv. Și cred că e ceva inspirațional pentru cei care privesc acasă. M-aș bucura dacă... Dacă ar vedea. Suntem oameni. Și indiferent de statutul pe care îl avem și de jobul și profesia și meseria pe care o avem, la urma urmei suntem toți oameni supuși bolilor și îmbătrânirii. Așa este. Asta nu înseamnă că e o boală, ci că este un mers firesc, un curs, un parcurs firesc al vieții noastre. Important e cum intrăm în acea zonă, cum o percepem, cum o conștientizăm și cum trăim în ea, cum ne adaptăm. Uite, vreau să-l întreb pe Alex, apropo de mobilitate, pentru că sunt seniori care sunt înțepeniți, știi prea bine expresia, da? Și care au tot felul de probleme, coxartroză, gonartroză, etică, nu le mai enumăr. Da. În cât timp își recapetă, nu știu, mobilitatea și devin mai flexibili, așa cum spuneai tu mai devreme, dacă urmează acest program, primele, aceste 20 de minute? Primele rezultate, să știi că se obțin foarte rapid. Mă refer în 2 săptămâni, deja oamenii, dacă realizează ceea ce noi le recomandăm ca exercițiu, extrem de elementare, dar puse într-o anume ordine, dozate într-un anume fel, coordonate cu procesul respirator, deci câteva mici detalii care fac diferența, creează imediat un feedback extrem de pozitiv. Deci oamenii, mai ales dacă au avut un status mai lung de, să spunem, 10 ani de zile sau poate 20 de ani de când nu au mai făcut gimnastică. Sau poate au avut muncă de birou, știi prea bine. Că rezultatele s-au dus acolo, rezultatele se văd și s-au constatat foarte rapid. Feedback-ul de care povestea și Mihaela, de oameni care ne spunea, domne, abia aștept, poate scoateți volumul 2, poate scoateți ceva. Mi-a luat vorba din gură. Asta voiam să mai dau din casă, dar se pare că n-a fost secret. Așa. Important este să facă acest program care include 20 de ședințe, să-l facă de 2-3 ori. Să nu renunțe, să nu zic că m-am plictisit de acele exerciții. Da, nu se poate să renunțe. Să facă de 2-3 ori, Domnule. Pentru că ăsta este motivul pentru care încep să capeți flexibilitate. Făcându-l zilnic. După care urmează volumul 2. Pregătiți fiind fizic, mental, psihic, merită să încerce și volumul 2 la care lucrăm acum. O să venim cu un lucru extrem de interesant. De aici vedeți câteva imagini din cadrul programului pe care le-am transmis cu tot dragul, tocmai ca să vezi ceva din interior la ceea ce se întâmplă în aceste 20 de sesiuni. Apropo de zona aceasta de inspirație, noi am surprins-o pe Mihaela în cele 20 de doze de inspirație. Chiar vorbeam cu ea și mi-aduc o plăcere aminte când a spus, nu vreau să-mi spuneți nimic dinainte. Vreau să fie totul spontan, cei care ne vor urmări să vadă realmente ce am eu de spus. Și am căutat să vedem cam care sunt din nou principalele sau cele mai comune probleme pe care un senior le are. Și mă refer aici la comunicarea pe care o ai cu copilul tău, comunicarea pe care o ai cu nepotul tău, modul în care te raportezi ca și persoană de influență în societate odată ce ai ieșit la pensie, care e o problemă extrem de delicată, mulți oameni nu se mai regăsesc. Din momentul în care tu erai omul activ, da, erai și aveai conexiuni sociale. Exact, brusc, la 2 ani distanță devii un om care spui, nu mai m-a sunat nimeni. Da, nu te mai sună nimeni. Asta este mare. Astea sunt lucruri, astea sunt lucruri și pe care le-am... Și intri în povestea noastră, în comunitatea noastră. Exact, da.
Pentru că fiecare etapă a vieții corespunde unui anumit fel de anturaj. Ok, cei de la serviciu au rămas la serviciu, bravo lor, sănătate, mergeți mai departe, frumusețați România, însă tu rămâi într-o zonă în care te întorci cu interesul înspre tine, pentru că de fapt de asta ai primit acest timp înainte de tot, de plecarea finală, în sfârșit să te ocupi de tine la modul serios. Și ăsta este motivul pentru care l-am rugat pe Alex să nu spună nimic, pentru că sunt sătulă de făcături. Am vrut exact să știu cum se întâmplă și cum reacționez eu, o tânără doamnă de imediat 59 de ani, care care a schimbat anturajul, care a schimbat notorietatea și oamenii care sunau tot timpul pentru te Mirce, la alt anturaj care este preocupat de felul în care te simți tu cu tine și respectul pe care ți-l porți. Și îi mulțumesc lui Alex pentru faptul că s-a gândit la noi. Pentru că de regulă ne interesăm la cei care unde succesul este facil, rapid și cu asta basta. Suntem într-o zonă unde e greu să desțelenești minți, unde este greu să scuturi niște principii și un fel de viață, dar merită. Pentru că este vorba de o stare de bine, de sănătate, de optimism pe care cei vârstnici o împrăștie celor tineri prin model. Educația unui copil începe odată cu educația mamei sau educația bunicii. Și atunci îi poți inspira și pe ceilalți. Și asta faceți voi, despre asta facem, este vorba. Vă mulțumesc tare mult, Amândurora. Mă bucur mult că ați venit și să mai veniți cu tot felul de proiecte frumoase, așa cum numai voi știți să faceți. Vă aștept cu mare drag și data viitoare.